stimați invitați, excelența voastră, un moment important pentru municipiul nostru, un moment pe care noi îl așteptăm de mai mult timp. Am profitat de ocazia spectacolului extraordinar pe care maestru Botgoros le ține la Botoșani, invitat de frumoasele noastre fete de la Botoșani, este spectacole absolut reușite. Un moment emoțional ca de fiecare dată pentru noi, pentru că a venit ziua în care putem să decernăm titlul de cetățean de onoare stimatului nostru confrate. Spre deosebire de cei menționați, domnul Nicolae Botgoros a ales ca mod de aleasă exprimare muzica populară. Nicolae Botgoros s-a născut pe 25 ianuarie 1953 în satul Bicu Vechi, în raionul Cahul, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci, astăzi Republica Moldova, în familia lăutarului Dumitru Botgoros. Prima orchestră dirijată de domnul Nicolae Botgoros a fost Ciocârlia de la Edineț. A activat apoi în orchestra Joc și în anul 1973, mutându-se la Chișinău, a devenit violonist în orchestra Mugurel. Datorită abilităților sale de violonist, a talentului său deosebit, Nicolae Botgoros a fost numit în anul 1978 conducător al Orchestrei Populare Lăutari. Laudațiu, s-a vorbit extraordinar de frumos. Vroiam să mai adaug ceva. Laudațiu a vorbit aproape despre tot care era care a vorbit, a trăit-o și a muncit-o. Un lucru îmi revine să spun că aici, la Botoșani, sunt onorat și îmi pare bine că anume aici, la Botoșani, unde este tot mileagul botoșanean, e plin de mari valori culturale pe care noi le cunoaștem foarte bine fiecare cetățean care pășește acest pământ aici, își dorește să vadă unde a fost botezat Eminescu, unde a fost Ciprian, da, George Enescu. Vreau să spun că lucrurile astea mă face să trăiesc momentele cele frumoase pe care cu siguranță acasă, când ați venit, cred că data de 4 martie și 5, avem două mari spectacole unde o să sărbătorim 50 de ani a orchestrei Lăutari, 42 de ani pe care e de lucrare. Sunt sigur că apretați o melodie, dar melodiile poți fi seara. Să porți titlul de cetățean de onoare a orașului, a unui oraș, este o responsabilitate, este un merit, este ceva pe care ai făcut în viață. Dacă faci lucruri cu mare responsabilitate și cu suflet, totdeauna vei fi onorat. Aceste lucruri au ajuns astăzi la onoarea pe care o am. Am făcut în viața mea de 42 de ani de carieră dirijorală, făcut lucruri frumoase. Îmi dau seama acum când am făcut un total a vieții mele și mi-am dat seama că toate lucrurile pe care le-am făcut în viața mea le-am făcut cu mare responsabilitate și cu sufletul. Muzica lăutărească și muzica populară se combină foarte bine. Muzica lăutărească are o altă menire. Muzica lăutărească, aici intră toate felurile de muzică. Un lăutar este dator să cânte orice, începând de la Mozart și terminând cu sârba și cu hora și bătuta noastră. Iar o muzică populară vorbește despre ceva popular. O hora, o sârbă, o bătută, o țărănească și atât. Tinerii fac niște lucruri foarte frumoase. Mă bucur și vreau să-i felicit, să le spun că eu mă bucur că folclorul nostru și muzica noastră populară a ajuns prin mâini foarte bune.